Criza alimentară la care omenirea se aștepta să vină în următorii 10-15 ani se pare că ne va cuprinde țara mult mai devreme. Prețurile la alimente înregistrează cea mai lungă perioadă de creștere din ultimul deceniu, ceea ce are o pondere foarte mare în calcularea inflației. România nu reușește în aceste momente, după 2 ani de secetă foarte dură, să aibă programe de stimulare a producției interne de legume, fructe și carne. Prețurile vor avea o tendință de creștere, mai ales la legume și fructe de sezon. Dacă restricțiile mai durează până în iulie, prețurile vor crește și mai mult, iar acest lucru va duce la o criză alimentară. Cu toate că trăim vremuri grele, iar salariile minime pe economie sunt la un nivel mediocru alimentele se scumpesc de la o zi la alta. Prețurile acestora au crescut pentru a zecea lună la rând. Pentru mehedințul meu, Elisa Pătruțescu. Creșterea din ultima lună a fost stimulată în primul rând de avansul prețurilor la uleiurile vegetale pe fondul unei cereri puternice și al unor stocuri semnificativ reduse. Mai mult, creșterea înregistrată luna trecută a reprezentat cel mai mare salt înregistrat pe parcursul unei singure luni după iunie 2014. Ca toată lumea, eu cred că sunt foarte mari prețurile, mai ales că eu sunt pensionar. Dar ne descurcăm, noi ăștia mai în vârstă știm să ne descurcăm. Mă doare cel mai tare de tineri. Crescut. Cei drept. Au crescut. Sunt cauze interne, dar și externe. În lume, prețurile alimentelor cresc pentru că sunt schimbările climatice foarte rapide. Acum doi ani a fost criza măslinelor, care a însemnat scăderea bruscă a producției de ulei de măsline. România are un nivel de dezvoltare mediocru. Exportăm materie primă, adică legume, fructe, cereale și importăm materie primă prelucrată. Avem un import foarte mare de produse alimentare, care sunt aduse în țară pe euro sau dolar, iar asta influențează foarte mult prețurile la raft.